Chiar dacă aparent situația tensionată din cadrul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură Botoșani s-a mai aplanat, funcționarii reținuți în data de 23 septembrie 2014 încă mai sunt sub vizorul procurorilor din județul vecin. Dosarele întocmite pe numele lor includ infracțiunile de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite în formă continuată, dare de mită și luare de mită. Cei patru funcționari, Livi Zaharia, Gabriel Tincu, Gheorghe Faraon și Ovidiu Epuraș, sunt cercetați în stare de libertate, iar unii dintre ei au fost suspendați din funcție. La începutul lunii noiembrie, APIA Botoșani a primit o adresă în care reprezentanții DNA cer transferul a trei funcționari care ocupau posturi de conducere în cadrul instituției și anume Liviu Zaharia, Gabriel Tincu și Gheorghe Faraon. Motivul acestei doleanțe venită din partea procurorilor DNA este prezumția că funcționarii în cauză ar putea influența bunul mers al desfășurării anchetei. La scurt timp însă, cei în cauză au contestat decizia în instanță. În două luni, magistrații Curții de Apel Suceava au venit cu un răspuns la sediul central din București. Pentru unii dintre cei trei, răspunsul a fost unul îmbucurător. Domnul director general Mihai Spătărelu, puțin tei, directorul general al APIA Central București, decide că, ca domnul inginer Liviu Stelian Zaharia să-și reocupe postul deținut anterior în urma intervenții decizii de suspendare numărul 1189 din 5 noiembrie 2014. Gabriel Tincu, șef serviciu, cercetat pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite, nu a avut norocul șefului său, Liviu Zaharia. Domnul Tincu Gabriel, prin decizia 110 sau 112 din 5 noiembrie 2014, a fost suspendat din funcția de șef serviciu măsuri de piață, măsuri specifice de piață, fostul IAX. Am, înainte de a pleca la simpozion, la un curs la Brașov, am depus întâmpinare pentru ca, întrucât a contestat această soluție în instanță. A contestat decizia de suspendare și Gheorghe Faraon. Decizia instanței privind repunerea pe post a acestuia a fost făcută publică pe 15 decembrie 2014. Șeful Serviciului Control pe teren a contestat decizia magistraților care au cerut îndepărtarea sa din funcție și a obținut câștig de cauză. Ovidiu Epuraș, fostul director al APIA Botoșani, actualul șef serviciu în cadrul instituției, are mai mare noroc decât colegii săi. În baza deciziei date de către Curtea de Apel Suceava, acestuia i s-a ridicat controlul judiciar în totalitate și nu a fost necesar măsura suspendării din funcție.